Mai sunt doar câteva zile și începe școala, iar indiferent de ce clasă treci, trebuie să te asiguri că înveți bine, dar și arăți bine. Probabil mulți dintre voi nu aveți nicio idee cu ce să mă îmbrăcați în prima zi de școală și nici în restul anului școlar, dar nu vă faceți griji pentru că exact ăsta e motivul pentru care am făcut acest videoclip, pentru a vă oferi inspirație. Vă voi arăta 4 ținute simple pe care oricine poate să le poarte, ținute care îți vor garanta atenție și complimente, să sperăm că și din partea fetei de care îți place. Să îi dăm drumul! Prima ținută este cea mai simplă, dar și cea mai elegantă dintre cele patru. Este alcătuită dintr-un tricou polo roșu, un ceas cu cadran albastru, niște pantaloni chino și, bineînțeles, tenis alb care nu trebuie să lipsească niciodată din garderoba ta. Tricoul polo dă senzația de eleganță pentru că are gulerul în plus față de un tricou normal. Îl poți purta și băgat în pantaloni, depinde de cum preferi. Pantalonii chino sunt făcuți din 100% bumbac și probabil n-ai auzit niciodată de ei pentru că toată lumea poartă blugi cu orice. Dacă mă întreb pe mine, ținuta asta este perfectă pentru atunci când vrei să impresionezi profesorii, dar și fetele. Următoarea ținută este una foarte casual și foarte chill. O poți purta și la școală, dar și la o ieșire cu prietenii. Din nou avem aceeași tenis și albi Reebok, niște blugi rupți, un tricou alb simplu și o cămașă pe deasupra ca să fie puțin mai interesant. Și să nu uităm de accesorii care sunt foarte importante, niște ochelari de soare, o brățară 2 și, cel mai important, ceasul, nu-l uita. Poți să te joci puțin cu stilul ăsta, spre exemplu, ai putea să schimbi tricoul alb simplu cu un tricou cu imprimeu. De asemenea, ai putea schimba culoarea cămășii cu o culoare care îți place și care se potrivește cu tonalitatea pielii tale. Eu am ales albastru închis pentru că mă prind bine culorile închise, în schimb dacă tu ai pielea mai palidă, poți încerca ceva mai deschis, totul e să experimentezi. Dacă ați schimbat ceva la ținutele din acest video, m-aș bucura să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce anume, dar dacă vă plac toate, nu uitați să lăsați un like. Acum, lucrul următor nu e deloc de băiat cu minte, în special dacă schimbi blugi albaștri cu unii negri. Este foarte adevărat că negrul merge bine pe oricine și probabil e cea mai purtată culoare de către adolescenți. Cămașa o poți purta și cu mai mulți nasturi desfăcuți, mai ales dacă ești lucrarea la sară și ai ce arăta. Partea bună atunci când porți alb sau negru e că poți să le combini cu absolut orice culoare și tot o să arate bine. Așa că asigură-te că ai mereu un șifonier, cel puțin o cămașă sau un tricou negru. Ținuta asta e pentru atunci când vrei să arăți dur, iar când vine frigul o să arăți și mai dur pentru că o să pui pe deasupra o geacă de piele. Crede-mă, fetele o să se bată pe tine. Acum probabil o să existe zile în care vrei să te simți puțin mai confortabil la școală și un hanorac este perfect pentru asta. Eu am mers pe un hanorac mov pentru că îmi place foarte mult culoarea și îmi vine foarte bine și am pus pe deasupra o jachetă în caz că se face frig, așa cum știm foarte bine că e posibil să se întâmple toamna. Pentru pantaloni am mers pe o pereche de blugi largi, dar dacă vrei să fii și mai confortabil poți merge pe o pereche de joggeri. Nike-urile din picioare sunt foarte confortabile și dau un stil sportiv ținutei, iar așa cum am spus mai devreme sunt alb-negru, ceea ce înseamnă că merg cu absolut orice. Ținuta asta e una casual și lasă impresia că nu ai depus foarte mult efort ca să arăți bine, deși o faci. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în urateu! Pa, pa!